Cum în această perioadă nu putem consuma carne, specialiștii ne îndeamnă să ne îndreptăm atenția spre fasole cunoscută și sub genericul de carnea săracului. Aceasta, împreună cu lintea și mazărea, ne asigură necesarul de proteine și totodată reprezintă o sursă importantă de glucide cu absorție lentă. Nutriționiștii ne atrag atenția că dacă alimentația noastră din timpul postului se bazează în principal pe carbohidrați, ne privăm organismul de proteine, vitamine și minerale. Mai mult riscăm să ne îngrășăm. Că dacă nu avem grijă la ceea ce mâncăm, există riscul să acumulăm câteva kilograme, nu neapărat să slăbim. Și oamenii tind să se orienteze foarte mult spre carbohidrați, pâine, cartofi, în mare parte paste, orez. E important să le consumăm și pe acestea de acum. Într-o proporție moderată. Mulți dintre cei care țin post sunt convinși că mănâncă sănătos. Acest lucru nu este neapărat adevărat. O alternativă pentru cei care vor să renunțe la carne în această perioadă o constituie produsele de post. De exemplu, acest parizer conține proteină de soia, apă, sare, ulei de palmier, amidon din porumb, usturoi, arome, conservant natural din rozmarin. Cât sunt de bune pentru sănătatea noastră, ne spun specialiștii. Produsele de post în mare parte conțin și foarte mulți conservanți, aromatici, deci să nu ne gândim neapărat că cele de post sunt sănătoase, mai ales conservele. Trebuie să citim tot timpul eticheta și dacă sunt ceva ingrediente sau nici măcar nu le putem citi, dar apoi înțelege, e mai bine să le lăsăm deoparte. Puțin sunt însă cei care reușesc să-și facă un meniu echilibrat în timpul postului. Din salată, din spanac, din foarte multe fructe și legume care conțin proteine. Și care sunt acelea? Multe, sunt foarte multe, banane, de exemplu. Organismul este obișnuit cu anumite alimente și necesită, pe urmă, să consume alimentele respective. Și atunci, alții, cred că, clachează unii. Iată câteva sfaturi simple de urmat pentru alimentația de post. Mesele trebuie să conțină legume și verdețuri, deoarece acestea ne oferă vitamine, minerale și calciu. Adăugați la ele leguminoase, surse de proteine vegetale și de energie. În loc de lapte, consumați iaurturi din soia, lapte de orez sau de migdale, iar tofu înlocuiește cu succes brânzeturile.